De astăzi, noile restricții impuse de Comitetul Național pentru Situații de Urgență au intrat în mod oficial în vigoare. Indiferent de rata de infectare a localității, circulația persoanelor pe timpul nopții, dar și activitățile economice vor fi restricționate. În principal, sunt măsuri care vizează limitarea circulației persoanelor în afara gospodăriei sau locuinței în intervalul orar 22:05 dimineața. Se aplică în toate localitățile din județul nostru. Se referă la reducerea programului de activitate al operatorilor economici care desfășoară activități de comerț sau prestări servicii. Ce este important de reținut este că participarea la aceste activități este permisă doar persoanelor care au fost vaccinate și au trecut cel puțin 10 zile de la finalizarea completă a schemei de vaccinare, persoane care au fost infectate cu acest virus și se află între a 15-a și a 180-a zi de la data confirmării. Elevii au intrat în vacanță forțată. Toate școlile vor fi închise timp de 2 săptămâni până pe 8 noiembrie. În ceea ce privește învățământul, școlile sunt în vacanță în această perioadă, cele publice pentru 2 săptămâni, cele private conform programului care a fost deja adoptat la nivel de instituții private de învățământ. Persoanele care nu vor fi afectate de aceste restricții sunt cele vaccinate și cele care au trecut prin boală și posedă un certificat verde.